Salutare și bine ați venit la un nou episod de Brawl Stars pe canalul Game Over. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat în joculeț. Avem aici o ofertă gratuită în shop și avem PowerPoints pentru Jesse. Alte oferte bune, băi, nu văd deocamdată. Uite un skin destul de șmecher pentru Bull. Ok, bun. Și să vedem, avem ceva și în quest-uri. Trebuie să jucăm cu Rosa și să distrugem 12 inamici la Gem Grab. Hai să începem. O să jucăm la Gem Grab, dar o să jucăm cu Bibi, cu acest brawler nou care arată, boi, incredibil. E foarte, foarte șmecher. Și hai să vedem cum ne descurcăm cu el. Nu uitați să vă abonați dacă vă plac episoadele mele și să apăsați pe butonul de like. Ok, avem deja 4 gemuri. Vom lua imediat și pe al cincelea. Deja 7 gemuri am reușit să adunăm. Avem 9 gemuri, încă unul și intrăm în... Începe acel timer de countdown. Să vedem, scăpăm aici de Rosa. Și acum ne scoate Rosa pe noi. Dar se vor ocupa băieții acolo de ea. Să vedem. Avem din nou toate cele 10 gemuri. Scăpăm și de... De acel El Primo. Și în 4 secunde vom obține victoria. Bun. Băi, ne-am descurcat destul de bine cu Jesse. Ok, vreau acum să jucăm și cu Carl, dacă vă mai amintiți. L-am câștigat meciul trecut și n-am jucat deloc cu el. Hai să vedem cum se descurcă în acest meci. Ok, să vedem. Ok. Băi, seamănă cu un minion, nu? Cu un de-aia, Despicables, sau cum se numesc. Bun. Să dăm acolo în Rosa. Excelent. Destul de șmecher acest Carl. Hai să vedem. Holy fuck, a pus acolo un... Da, ne-a omorât pe mine cel puțin. Hai să ne ducem din nou. Băi, interesant și acest Carl. Avem deja peste 10 gemuri. Holy fuck, și nu, n-am reușit să-i
să-i scot pe acei, pe acei brawleri. Dar în 3 secunde vom obține deja victoria. Bun. Ne-am descurcat destul de bine și cu, și cu Carl. Hai să mai dăm, să mai dăm un match cu el. Ai destul de nașpa că nu poți da exit dacă ai dat acolo play again. Trebuie să aștepți cele 10 secunde sau cât, cât durează. Bun. Avem aici o Nita. Nu o să ne dăm încă abilitatea. Și aproape scoatem acea roză acolo. Holy, ne-am dus fix în... fix în ținta lui. Ok, avem deja cele 10 gemuri și hai să vedem dacă mai reușim să scoatem vreun inamic. Bun. Obținem victoria. Ok, mai avem nevoie de un singur inamic să-l învingem în acest mod și hai să ne alegem un alt brawler. Băi, o să jucăm cu, hai să vedem. Cred că cu Barley. Cu Barley n-am jucat niciun match în episoade. Hai să-l vedem și pe el la treabă. Ok. Bartley aruncă acele grenade de poison, sau cum să le zicem. Ok. Prins acolo pe Nita. Avem deja 6 gemuri. Holy, și trebuie să fugim. No, ne-a scos acolo Poco. Da, și n-a fost o idee prea bună să ne ducem peste ei, pentru că a murit și ne-au rămas gemurile acolo. Ok. Scoatem acel... Scoatem acel Nita, dar oricum, avem cele 10... cele 10 gemuri și câștigăm acest meci. Bun. Hai să jucăm și cu Rosa. Aveam niște misiuni. Știu că jucăm mereu cu ea, dar dacă avem misiuni, trebuie să le facem. Dar o să jucăm un meci de solo. Oh, avem și un reward aici. Hai să luăm pe Bibi. 50 de power points. Și mai avem destul de puțin până la următorul brawler, la 2000 de trofee. Dynamite. Îl vom debloca și pe
hai să dăm drumul cu un solo. Bun, trebuie să ne căutăm cutii. Să luptăm câteva cutii. Ok. Scăpăm acolo cu bine. Mamă, și avem o grămadă de șelii pe harta asta. Da, nu s-a pus cu cine trebuie acest brawler. Bun. Scoatem deja unul. Mai e și un Shelly aici. Băi, nu cred. Cum ar fi să ne scoată dacă aveam scutul acela activat? Cred că totuși scutul acela se sparge dacă trage în tine. Ok. Și hai să mai dăm un match. Bun, avem o grămadă de cutii aici pe care putem să le luptăm. Ok, am luat deja una. Am luat-o și pe a doua. Să vedem dacă mai sunt din cele rămase. Avem din nou viața pe full. Nu ne-am luat cu acel Nita pentru că era periculos, putea să ne scoată. Să vedem. Holy. Trebuie să așteptăm să avem din nou viața pe full. Să scoatem acest gadget. Da, și trebuie să ne... Ah. Da, oricum am fi pierdut. Nu aveam șanse cu el pentru că trecea de la distanță. Bun, oricum, obținem 8 trofee și câștigăm e un meci câștigat pentru quest. Asta e bine. A mai apărut ceva în shop, hai să vedem. Cred că e vorba de prima ofertă. Probabil. Da, nu ne interesează. Bun, cam atât cu episodul de azi. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!